Seceta accentuată din ultima perioadă dă peste cap prognozele și pune în pericol aprovizionarea cu apa a cetățenilor, dar și producția de electricitate. Hidrocentralele funcționează cu ajutorul apei, iar cele două reactoare ale centralei de la Cernavodă funcționează și ele doar dacă este suficientă apă pe Dunăre. Se pare că Hidroelectrica a decis să anunțe caz de forță majoră din cauza faptului că nu mai este apă pe Dunăre și nici pe râurile interioare, fapt ce ar putea afecta producția de electricitate atât pentru moment, dar și aprovizionarea cu energie electrică pentru această iarnă. Ministrul Economiei Ion Ariton a solicitat conducerii companiei Hidroelectrica să ia măsuri și să-l informeze periodic cu privire la situația creată în urma scăderii debitelor pe râurile interioare și în special pe fluviul Dunărea. Se arată într-un comunicat al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Scăderea debitului pe Dunăre în această perioadă a determinat reducerea cantităților de energie produse, dar nu a fost afectată capacitatea Hidroelectrica de a furniza serviciile de sistem necesare funcționării în condiții de securitate sistemului energetic național. Zilnic, la solicitarea Dispeceratului Energetic Național, Hidroelectrica a acoperit dezechilibrele consumului sau producției cu puteri medii orare între 100 și 300 de megawați. Exploatarea lacurilor de acumulare se desfășoară în parametrii stabiliți de comun acord cu Apele Române pentru luna septembrie. De asemenea, autoritățile susțin că sunt asigurate în totalitate cerințele de alimentare cu apă, atât pentru populație cât și pentru industrie. Furnizorii de electricitate dau asigurări că populația nu va avea de suferit. Cu toate acestea, dacă vor fi probleme cu energia electrică, se va apela la centrala nucleară de la Cernavodă. Pentru știri, Claudia Șontea.